pui, lanțul e cam terminat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dinți care s-au terminat mai de tot. Da, acesta e terminat de tot, Plus alții care sunt deja ciupiți din cauza la un pui. Și puiul ar fi să fie acest. Aia e. O să iau drojba cealaltă și poate o să-i schimb și lanțul cu acest. Totuși trebuie să consum rezervorul acesta, nu? Unde aveți și cine zască cu noi? Am gândit ca trunchiul mai gros să-l tai cu cine zască asta, să nu omor drojba de alea. După aceea o să continui cu drojba de la Olema. Unde are lanțul cu vizia pe ea, a cam 6-7 dinți au sărit. Ce se face? Cimentul e cam tare, pietrele sunt la fel de tari, palmele sunt nesuferite, bine, palmieri, palme. Și de care m-am ia vrea să-mi trebuie despre palme.
Hai că sunt destul de bine, exact cum m-am prevăzut, nu vreau să cadă peste firele acelea de rufe. Cu cât mai puțină pagubă, cu atât e mai bine, pentru că trebuie să-mi iau toți banii, după jumătate. Importante sunt tăierile de cădere, luați timp, gândiți-vă bine la cum le faceți. Pentru că e lucrul cel mai important, odată ce-i pomul jos, nu e mare problemă. În afara faptului că după aceea trebuie să stați atenți la tensiunea la crengi, pentru că odată ce pomul a căzut, are o anumită tensiune crengile de aici. Bineînțeles, asta este pentru cei care nu au tăiat. Au o anumită tensiune, de exemplu acestea, tind tot timpul să cadă în jos, iar celelalte tind tot timpul să se ridice. Și dacă tăiați, de exemplu, la acestea tăiați de dedesubt, se blochează lam. În schimb, la celelalte, dacă tăiați deasupra, se blochează la fel lam. Deci va trebui să tăiați de deasupra, pe cele de deasupra, să începeți de dedesubt, pe cele de dedesubt. E treaba simplă și o să și vă fie mai ușor. Aveți grijă la picioare, să nu se răsucească pomul și așa mai departe. Ușor, cu calm, fără să vă grăbiți, pentru că greaba strică treaba, vorba aceea, nu? Bun, o să-l iau să-l tai trunchiul pe chinezească până aici, pe undeva, să le eliberez crengile acestea și după aceea o să continui cu oleomac. Poate o să-i tai și trunchiul acesta de aici, ținând cont că am lanțul Vidia, trece și puțin pe pământ, nu are problemă. Și așa, mai tăiat el pământ, nu-i problemă, nu?
E cam greu de tăiat cu lanțul acesta. Special că acum este foarte, foarte uzat. Ținând cont că e foarte uzat. Are putere drujbă, dar el nu mai avansează. Rumegușul este foarte, foarte fin pentru lemn. Deci el lemnul nu mai poate să mai taie. Cu lanțul Oregon poate că termina foarte, foarte repede, pentru că drujba are destul de multă putere. Dar lanțul e tot ceea ce e important la o drujbă. Dacă lanțul taie, cât de proastă ar trebui să fie drujba, până la urmă reușești să tai lemnul. Bineînțeles, contează și puterea, contează și ungerea și așa mai departe. Dar în partea mea, lanțul este un lucru foarte important, pentru că el e acela cu stres. Acesta l-am cumpărat pentru palme, după cum știți, pentru palmier, după cum știți, deci lemnul acesta a fost o excepție și nu prea pică tot timpul. Să termin ce mi-a mai rămas acela, tronchiul acela. Sper că mai am benzină, nu știu că nici n-am controlat-o de benzină, și după aceea să continui cu oleomotorul.